Gospodinele se întrec în rețete de conserve pentru iarnă. Acum, la începutul verii, tradiția este ca și brânza să fie pusă la borcan pentru iarnă, fiind un preparat apreciat mai cu seamă atunci când frigul face ca animalele să nu mai dea atât de mult lapte pentru a putea fi obținută brânza. Așa se face că în hala de brânzeturi, mulți băcăuani caută să-și facă aprovizionarea pentru sezonul mai rece. Comercianții au marfă din belșug. Și cantități mai mari, sunt foarte mulțumit. Pentru că nici nu zic, eu am și de vacă și de oi. Și am clienți la caș de vacă separat, clienți la caș de oi separat. Kilogramul este 30 la mine. 30. Am preț de 35, dar dau cu 30. Că ea mea bânza nu o cumpă și trebuie să dau că a fost 40 și acum e 30. Fie că pun o cantitate mai mare sau mai mică de brânză la borcan, fiecare băcăuan are rețeta lui pe care o respectă. Pentru iarnă. Și cum ar fi? Uleiul zdrobesc cu sare, așa, puse la borcan, la borcan de 3 kg, depinde cât cantitatea de brânză. Și se păstrează și pentru iarnă. Avem brânză cu mămăliguță și cu un ochișor și merge înainte. Asta e perioada când se pune brânza la... Acum sunt 4 kg și... Ajunge? Ei, da, mai vine timpul să mai cumpăr nicio... Dar eu sunt singur și așa că la mine merge. După caș, da. Acum sau puneți pentru la iarnă? Nu, pentru consum acum. Pentru iarnă? Nu, nu, nu. Pun și pentru iarnă, dar mai târziu. Rețetele cum mi se fac? Mari, pentru noi destul de mari. Îl tai felii. De 10 cm, cam de 3x3, îl pun pe un fund, bag în frigider și țin cam o săptămână până să îngălbenești el un pic, că dacă îl pui așa, l-am pus alți ani și s-a iuțit, s-a stricat, l-am aruncat la gunoi, l-am aruncat la gunoi. Și acum am învățat și pe mine altcineva, îl tai, îl pun în frigider, deci cum v-am zis, cu bulețe așa, îl pui și îl lăs până să îngălbenești el un pic, să usucă bine și îl dai pe mașina de tocat carnii și îl pui în borcane de 800 de grame, îl bătătorești bine, 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 bine cu, am luat un bătător, îl presezi bine să nu prindă aer și îl pui în frigider și fac niște paste cu brânză și dată la cuptor și cu sos. Prețurile sunt destul de piperate, sunt destul de... Îți destul de piperati pentru pensioara care o am eu la 2400, e cam nașpa. Un kilogram de caș de vacă sau de oi sau un kilogram de urdă costă în piețele băcăoane 30 de lei.